pretendin gemeni. Haideți să vedem în zaruri pentru săptămâna viitoare în dragoste. Așa. Vă spun și dumneavoastră că săptămâna viitoare nu știu dacă am să fac zarurile, nu cred. Sunt plecată și am să revin. Pe data de 11 mă întorc, nu știu dacă am să pot să iau zarurile cu mine. Plec pe data de 3 și vin pe data de 11. Așa. Cineva pleacă din viața dumneavoastră. Sau a plecat, vă urmărește încă, ar vrea să se întoarcă sau. Dacă nu, dacă vă gândiți la persoana acum, recentă, actuală, să știți că această persoană ori are pe altcineva, ori pleacă sau este plecată din viața dumneavoastră. Sau revine câteodată, dar să rămâneți împreună, nu, vine doar pentru atracție, pentru distracție. Nu vă văd dragoste aici. Văd blocaje, văd că persoana pleacă, văd necazuri, văd supărare, văd că nu puteți ieși din necazul acesta, nu aveți situație, o situație mai grea, aveți, nu puteți ieși. Și că acea persoană nu este sufletul dumneavoastră pereche, așa cum vă gândiți sau cum v-ați gândit. Ceva nori trecători, ceva schimbare, nori trecători. Schimbarea este după o relație de lungă durată care vă dezamăgește sau v-a dezamăgit. Și parcă plecați. Vreți armonie, vreți înțelegere. O să aveți armonie și înțelegere cu o persoană cu părul deschis. Nu cu persoana. Deci nu știu ce persoană aveți acum sau ați avut. Este o persoană cu părul deschis. Ceva durere, ceva. Poate că acea persoană cu care sunteți sau la care vă gândiți nu se exprimă foarte bine sau nu vă spune că vă iubește, dar acea persoană simte pentru dumneavoastră totuși. Dacă acea persoană nu se exprimă, nu înseamnă că nu vă iubește. Dar oricum văd despărțire aici, văd plecări. Cum vedeți? Cam asta a fost pentru Gemeni. Vă mulțumesc și vă aștept la un nou video.